Salut, săgetători! Voi face runele pentru luna nouă, luna nouă din casa a șaptea, din Gemeni. O lună nouă care vă dă idei, vă dă șansa să gândiți, să luați o decizie, o hotărâre legată poate de un contract, de o asociere, de un proces, de o căsătorie. Logodnă, care tot un contract nu presupune, nu o înțelegere. Deci aici veți lua o decizie și veți culege roadele la luna plină din Gemeni, peste 6 luni de zile, adică când soarele este în săgetător, fiindcă este tocmai axa săgetător Gemeni. Deci, etalarea este valabilă pentru 30 mai, luna nouă, o perioadă, așa cum am spus, câteva zile, deci săptămâna viitoare, veți lua o decizie, veți face ceva, un proiect, ceva legat de această zonă, de aceste contracte, asocieri, procese și veți culege roadele după 6 luni. Haideți să vedem. Deci ce veți face voi, ce decizie veți lua, ce schimbare, ce semințe veți planta și care va fi răspunsul, bineînțeles. Asta le las să le pun la sfârșit, să văd. Aveți o etalare pozitivă, să știți. Să le iau și pe cele 3. Bun. Schimbare. Ciocanul lui Thor. El a fost un pic așa, deci îl considerăm bine. Ăsta oricum are poziția asta, asta așa, asta așa, asta așa. Și aici este un M, o schimbare, o mutare. Deci o etalare pozitivă, să știți. Adică aveți aici o cădere de vitalitate, de energie, o pierdere. Am putea spune, este o lună care, ea normal ar trebui să întrețină vitalitate, energie, nu știu ce, dar fiind răsturnată, este pe dos. Ați avut o perioadă destul de grea, aș putea spune, până acum și poate și după încă. Căderi de vitalitate, de energie, o relație care nu se perfectează, o pierdere, poate să fie și o pierdere printr-o relație, să pierdeți pe cineva sau să pierdeți niște bani. Deci, în urma unei trădări, aici avem victoria, o lună a victoriei, dar fiind săgeata în jos, nu arată o victorie, arată mai repede o cădere, o situație dificilă în care am putea spune nu puteți face mare lucru, fiindcă această rună arată o relație pe care o aveți, poate fi și de prietenie cu o persoană care să vă aducă totuși o cădere de vitalitate, deoarece această persoană vă trădează. Am putea spune că deciziile pe care le-ați luat v-au adus aspecte nedorite sau nu v-ați putut folosi abilitățile, probleme legate de relații, de o iubire sau probleme legate cu de o aventură,
Am zice că acest lucru arată în primul rând o situație dificilă în care sunteți trădați, dar de multe ori și voi aveți aici un aspect acela de nerăbdare. Vreți să se întâmple ceva foarte repede și nu se poate acest lucru. S-ar putea să aveți acea tendință de a renunța să luptați în continuare și să lăsați totul la voia lui Dumnezeu. Aici aveți o rună care arată că prin corectitudinea voastră puteți schimba o situație. Este arborele de tisă, este un obstacol în calea voastră, dar voi, prin corectitudine, fermitate și prevedere, puteți să schimbați o situație nedorită într-o situație benefică, adică să schimbați totul în favoarea voastră. Este o rună de condiționare, deci trebuie să fiți corecți, fermi, prevăzători și să vă doriți, bineînțeles, ce este posibil, ce este adevărat. Și aveți aici o suită de rune unde aveți o mutare. S-ar părea că vă mutați, eu știu, cu locul de muncă, cu locuința, o mutare, vă mutați în altă parte. Dar această mutare, să știți că este benefică pentru voi, fiindcă ea va aduce vitalitate, energie, dar și daruri. Daruri materiale, daruri spirituale. Este un aspect foarte benefic pentru voi, această mutare, această schimbare de locuință, schimbare de loc de muncă, ceva care este foarte bun pentru voi, foarte benefic, dar și, așa cum am spus, daruri materiale, sentimentale, declarații și ciocanul lui Tor. Ciocanul lui Tor este un ajutor din partea zeului Tor, zeului nordicilor Tor. Deci, un ajutor prin faptul că o să fiți la un moment dat, poate în urma unei informații, la locul potrivit, în momentul potrivit, să culegeți, să recoltați niște beneficii. Și aceste beneficii sunt o schimbare. O schimbare care vine spre voi prin a vă susține, în primul rând, să încheiați ceva mai vechi în avantajul vostru și să vă schimbați total viața. Ceea ce făceați până acum, nu veți mai face de acum înainte. Deci, din iarnă, iarna care va veni, vorbim de soarele însăgetător, suntem iarna, nu? Așa? Deci, voi, decembrie, noiembrie, decembrie, voi o să puteți să încheiați ceva mai vechi, dar și să începeți o schimbare benefică pentru voi, o relație nouă, să vină un copil pe lume. Toată viața voastră se schimbă, este altceva. Deci, în urma acestei mutări, în urma darurilor materiale și în urma bunăvoinței zeului Thor, care vă ajută. Dar condiționarea este să fiți corecți, fermi și prevăzători. Aceasta ar fi etalarea pentru voi, săgetătorii, runele, pentru ce schimbare puteți să faceți voi în această casă a contractelor, a asocierilor, a proceselor. Aceasta este schimbarea pe care puteți să o luați, corectitudinea. Eu vă doresc o perioadă frumoasă și vă mulțumesc pentru timpul acordat.